Sfârșit dramatic pentru un bărbat în vârstă de 65 de ani din satul mehedințean Brăgleasa, comuna Dumbrava. Bărbatul a murit ars de viu marți după ce un incendiu violent i-a cuprins livada. La sosirea pompierilor militari s-a constatat că incendiul s-a manifestat la vegetație uscată într-o livadă. Pe o suprafață de circa 200 de metri pătrați, cauza probabilă de izbucnire acestuia fiind determinată de folosirea focului deschis în spații deschise. În această seară, poliția orașului Strehaia a fost sesizată cu privire la faptul că un bărbat de 65 de ani, în calitatea Dumbrava, a fost găsit decedat în curtea locuinței. La fața locului s-a deplasat echipa operativă a poliției pentru efectuarea cercetărilor. Cadavrul a fost ridicat și transportat la morgul spitalului pentru efectuarea necropsiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii de infracțiune de ucidere din culpă.